O lecție memorabilă de istorie s-a ținut astăzi la școala numărul 11 din municipiul Buzău. La ea au participat elevii și profesorii școlii, dar și reprezentanții ai oficialităților buzoiene, care au fost întâmpinați cu pâine și cu sare. Invitat de onoare a fost profesorul universitar dr. Anatol Petrencu, care a venit special de la Chișinău pentru a le vorbi copiilor despre istoria contemporană a celor două țări surori. Timpurile și oamenii au despărțit Moldova de România printr-o trăsătură de condei pe harta lumii, făcută cu brutalitate de liderii acelor vremuri. În 1940, când Basarabia a fost luată, ne-au luat județele din sud și ne-au luat județele din nord. Ne-au dat 6 regioane din stânga Nistrului și asta este Republica Moldova. Cei ce vedeți pe harta politică, asta este Republica Moldova, dar asta nu înseamnă Basarabia. Dar, pe de altă parte, nu înseamnă că noi nu trebuie să folosim noțiunea de Basarabia. Este o realitate istorică la care noi trebuie să ținem. Că unii sunt de ăștia care spune și Basarabia, că nu știu ce, deci și Basarabia. Dar noi vorbim de Republica Moldova. Deci sunt două căi de reîntregire. Și asta e scris în Constituție, că prin referendum noi putem să schimbăm statutul Republicii Moldova prin referendum. Referendum înseamnă 50 plus 1, eu zic 52%, să avem o mică rezervă. 52% din respondenți trebuie să spună da, unire. Asta e o variantă. A doua variantă se poate fi cale parlamentară cu 2/3 din voturi. Copiii, la oaltă cu adulții, au ascultat cu mare atenție povestirea profesorului despre țara de dincolo de Prut și despre locuitorii ei. A fost o lecție de istorie de mare clasă care va rămâne în memoria școlii. Ne-ați făcut săptămâna, începutul de săptămână mai bogat pentru noi toți, că nu oricând putem să fim beneficiari unei ore de istorie, în adevăratul sens al cuvântului, unei ore de patriotism. De ce spun de patriotism? Pentru că în ultimul timp parcă am uitat de această latură a educației și ne aduceți aminte și ori de câte ori, iar pentru acești copii cred că este un beneficiu extraordinar. Poate că această oră de istorie a făcut că toate orele de istorie din timpul unui an școlar. Astfel de lecții de istorie vor mai urma și în lunile următoare, alături de multe alte proiecte organizate de Primăria Buzău, în semn de omagiu adus împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Pe 1 decembrie nu mai vorbesc, vor fi o mulțime de evenimente, dar vom inaugura și un monument al unui om extraordinar care a luptat și în primul război mondial, Vasile Voiculescu, considerat unul dintre primii 5 scriitori și prozatori și poeți români. Lucru foarte important pe vremea noastră. Un scriitor mai mistic așa, nu se dădea nimic. După 90, bineînțeles, n-a mai contat nimic pentru că valorile noastre se duc încet încet cresc ca morcovul, în timp ce la suprafață până la guvern ies o mulțime de proști. Mulțumesc! Întâlnirea de astăzi s-a încheiat cu un cântec de referință al românilor interpretat de elevii școlii numărul 11, care a fost gazda celei mai plăcute lecții de istorie despre țările surori, Republica Moldova și România.